Bună ziua și bine m-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Da, asta a fost, da, posibil. 14 la 22. 14 la 22. Câte tone de grâu încapă cu un silos în formă de paralelitet dreptunghic dacă un decimetru cub îndrăvește 680 de grame? Să începem așa. Avem un paralelitet, da? Da. Deci, dreptunghic. Da. Ce știm la acest? Dacă... Dreptunghic ce înseamnă, copii? Un contur metric care are toate fețele dreptunghice. Așa. Cum ar fi o sală de clasă? Sala asta de clasă, sala de dreptunghic. Tot așa, toate fețele sunt dreptunghi, da? Decimetru cub egal cu 680 de grame. Un decimetru cub egal cu 680 de grame. 680 grame. Iar volumul silozului este 0,5 dam la 3. Deci volumul silozului volumul clădirii, camerele acelea. Exact. Da. Apare lipidul acela este 0,5 dam la 3. 0,5, da. La 3. Da. Întrebarea este câte tone de grâu cap în silos? Câte? Tone, gândiți-mă. Da. Transformăm 0,5 dam în drum. Deci 0,5 dam în... Decimetri. Decimetri. Deci, da. Să vedem în ce la ce se gândesc. Dar de ce s-a gândit el să transforme da în decimetri? Pentru că un decimetru cu un litru în kilogram. Da, nu se leagă cu capacitatea aici. Altul este motivul. De ce credeți că s-a gândit la transformarea în decimetri cu? Nu e vorba că punem apă sau știu eu, nu ne interesează asta. El motiv aici. De ce credeți? Așa. Pentru că un decimetru cub e echivalent cu 680 de grame. Și cum o vedeam noi, și vedem toate gramele și cum mergem. Deci ăsta e motivul. Deci de ce el se duce și zice mai și egal mai departe, dacă egal cu cât decimetri cub? Cu... Cât decimetri cub, Daria? 500 de mii, dar de ce spune 500? Eu nu cred. Pentru că de la dam până la decimetri sunt 2 stări și trebuie să adăugăm 6 zeroi. Corect. Adăugăm de la 5 pentru că l-am pus pe 5. Deci punem la dreapta peste 6, ducem la dreapta peste 6 cifre. Una o avem și mai trebuie 5 zeroi. Dar deci vor fi egal cu 5 și câte zeroi mai pun? 5. Încă 5. 1, 2, 3, 4, 5 decimetri cub. Acest decimetri cub, fiindcă un singur decimetri cub înseamnă 680 de grame. 50.160. Deci ce facem? Da, să vedem. 50.160. Sigur că. Deci o să aflăm acum masa. Da? Masa întregii cantități de grâu. Și atunci vom mulți pe cine pe 680 grame ori 500 de mii și vreau răspunsul de la Darius 680 ori 500 de mii ce face acolo? Ușor să nu dai peste. În ce dar eram? Hai, de ce n-ai întors? Hai, să te vedem. Da, eu eram în urmă. Hai, să-ți scoate asta. Vreau de acum. 34, vreau să-ți spun. 34 de milioane. Deci, zi așa, 34 urmă de... Câte zero? 34 urmă de câte zero? 7, 7, corect. Da? De 7, 7. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 4, 6, 7. Grame, da? Da. Asta transformațiile în tone. Păi de la grame la tone, în decagrame, hectograme, avem o scară care e kilograme. Care un da. O, atâta. Și mai avem două scări, deci 5 scări. Le urcăm. Dar o scară nu este. Păi da, o scară nu este, deci 5. Că nu mai că sunt 4. Da, fără. Deci 5 scări. Deci, un, o tonă, câte grame are? O singură tonă, câte grame are? 5? Deci, că trebuie 300 de grame. Păi, avem chiltul, avem scala. Dar faceți, mă, e așa. 4 grame, deci 4. Să zicem, mă, da. Începem de la grame sau grame? Nu, nu. De la gram, da? Da. În sute. Mă duc înapoi miligram, ce și gram. De la gram, în sute, da? Deci gram. Decagram. 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 Hectogram. 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 Kilogram. Și kilogram. Și urmează spațiu. Și urmează spațiu, care pentru o scară nu există. Deci, gram, decagram, hectogram, kilogram, da? Da. Și o scară care nu există. Așa, și acum ce mă zic după aceea? Păi o scară care nu... Bine, și ziceți o poate mai... Un kilogram, quintalul. Quintalul. Da. Tona și vagon. Quintalul e 100 de kilogram. Și gramul, tona și vagon. Și vagon. Așa. Ăla ce? Haideți să ne ducem până aici. Până aici, de la gram, până la kilogram. 3. Cât? 3. Una, două, 3. Adică un kilogram are câte... Un kilogram are câte grame? 3. Are 1000 de grame. Deci un kilogram e egal 1000. Păi, dar trebuie să mă zic 10. Păi, hai. Eu am înțit 1, 2, 3 și am putea să mă zic 10. Deci un kilogram are 1000 de grame. Așadar, dacă aici tai 3 0 ori, în cine m-am dus? A, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 3, o tonă de kilograme. Fără vagon. O tonă de cât kilograme are? O tonă? 1000. 1000, da? 1000. Da, dar trebuie să fii sigur de asta. Da, să da, fii mai bine. Cât mai trebuie? Și mai trebuie câte 0? 3, 3, 3. 3. 340. 340. Hai să mai revedem o dată că n-a fost dificil, dar trebuie să înțelegeți bine mecanismul. Deci, am... A avut aici legătura între volum și masă. Anume, un decimetru cub, ne spune el, un decimetru cub echivalează 680 de grame de cereale sau de grâu, dacă am pus acolo. Cu alte cuvinte, sunt obligat să ajung la decimetru cub ca să îmi permit după aceea să mulțesc cu 680 de grame. Am văzut că de la 0,5 dan înseamnă, de fapt, 500 de mii de decimetri cubi. Da? Și acum am înmulțit pe 680 cu cei 500 de mii și mi-a dat un număr 34 urmat de 7,0. Dacă ar fi să-l citesc, cât, cum l-ați citit? 340 milioane de grame. Da. Și deodată putea să mergi, deodată, dar n-a dat ușor. Imediat, de la gram la tonă, sunt 6, nu? 6 zero ori, trebuie să le la 6 zero ori. Așadar, deodată putea să ajung la 340 de tone.
Dar mâna-ți mai întâi în kilogram. Așa, da, să ne vedem. Ca să înțelegem bine. Și din kilogram m-am dus la tonă. Da? Problema 15, de la pagina 122. 15 la 122. Pe două locuri, avem împreună 206 hectare. S-a strâns recolta de cartofi. Lotul 1 și lotul 2. 206 hectare. Împreună 206 hectare. S-a strâns recolta de cartofi, obținându-se de pe fiecare lot câte 19 tone la hectare. Deci, la un hectar... 19 tone la hectar de pe fiecare lot. 19 tone. Aria, aflați aria fiecărui lot și încă de pe primul dintre ele s-au obținut 608 tone. Deci de pe el lotul 1. S-au obținut 608 tone. 608 tone. Sau nu, s-au obținut cu 608 tone de carton mai mult decât de pe celălalt. Cu 608. Așa. Cu 608. Mai mult decât de cu 608 mai tone mai mult. Dar nu puteam să decât de pe celălalt. 6 plus L2. Mai citim o dată. Da. De pe două loturi, având împreună 206 hectare, s-a strâns recolta de cartofi. Obținându-se de pe fiecare lot câte 19 tone la hectare. Așa. Aflat aria fiecărui lot, știind că de pe primul dintre ele s-au obținut cu 608 tone de cartofi mai mult decât de pe celălalt. Asta nu înseamnă că L1 este 608. L1 la ce vă referiți? Adică primul lot este cu 608 mai mare decât L1. Ar vrea să înțelegeți că acolo este vorba de cantitatea de cartofi care s-au obținut, de cota e mai mare, dar prin L1, dacă nu dăm cu L1, nu lotul ca suprafață, ci cantitatea de cartofi care se obține de pe lotul L1, îl dăm cu X. Da? Deci, notăm, ca să ce să ne fie clar, să notăm cu X cantitatea de cartofi ce se obține de pe el uzul, de pe lotul. Și cu Y cantitatea de cartofi care se obține de pe lotul iar doar. Iar vreau să vă spun din nou. Ca să nu mai scrie. Da, trebuie să-mi faci același lucru. Pe ca să nu... Da, da. Tot am găsit cantitatea de pe rotul. Eu și cu Y este cantitatea de rotul. Iar doar. Ce relația ar fi între X și Y? X este egal cu 6 pe 8 plus... Da, X este egal cu cine? Cu 6 pe 8 plus Y. Exact. Deci din enunțul din partea asta, aș trage concluzia că X egal cu 6 pe 8 plus Y. Sau egal pe Y cu 6 pe 8. O primă reacție. Bun. Mai departe. Tonii era așa. Da, 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 da. Și Y cu tot în tonii. Tot în tonii, sigur. Tot în tonii. Păi cățim 600 la 19, ce ca să fac câte hectare avem? Deci 600... Deci numai 600 la 19. Pentru că ele sunt tonele și aflăm de hectarele. Deci tonele, dacă vrei să... Ar trebui să împărțim peste tot aici, la cât pe fiecare din ele, la 19. X supra 19 egal cu... Deci, dacă cantitatea de pe lotul L1 o împart la 19, obțin câte hectare are prima. Primul lot, nu? Da. Și dacă împart și tot la 19 și membru drept, pe Y tot la 19, voi obține... Ce este
Exact. Deci vom avea așa. Deci aici, dacă împărțim această egalitate prin 19, ea devine astfel. X supra 19 egal cu 608 supra 19 plus Y supra 19. Și acum... În două frate se poate simplifica. Asta, asta e 608 la 19, ce se simplifică, ce păreți? Ia să vedem. Cred că urmează 19. Deci nu ești două de ori, sigur. Fix. Asta. Sigur, neapărat trebuie să fie așa că vorbim de numele de casă. Deci echivalent va spune că X supra 19 egal cu Y supra 19 plus 32, nu? 32, ce sunt aceste 32? Ce credeți? Hectare. Hectare. Da? Hectare. Ei, prin X supra 19, ce se întâmplă la X supra 19? X supra 19 este suprafața hectare a primului lot. Nu așa bine. X supra 19 înseamnă suprafața lotului el 1. Să zicem așa. X supra 19 egal area suprafeței lui el 1. Da? Aria e 1, anotate. Aria lotului 1. Dar e ce părerea? Gândesc bine, dacă nu, nu ți-e clar aici. Păi, dar ce facem? Mai stăm... Încă o dată, insist. Dacă am împărțit cantitatea, toată cantitatea, la cât se obține pe un singur hectar, deci cantitatea de cartofi, la cât se obține pe o singură hectare. Nu înseamnă că am aflat mult de hectare la propriu 1. Ce am notat eu cu X? Cantitatea de cartofi de pe lotul 1. Și am împărțit la 19 pe un singur hectar. Să obțin 19 tone. Am obținut astfel area sub lotului el 1. Iar prin Y supra 19, ce am obținut? Area lotului de 2. De pe lotul al 2. Mai, aici nu e mare. Da, da, vedeți și cu Daria și Darius. Aici am înțeles. Eu mai insist încă o dată că trebuie să înțelegem bine aici. Autorul îi spune așa. Că cantitatea de cartofi de pe lotul 1 este 6 pe 8 mai mare decât lotul 2. Dar ca să vezi cantitatea de cartofi, știi că la un singur hectar obții 19. La 2 hectare va fi dublu, la 3 hectare va fi dublu. Acum invers, am cantitatea de cartofi, odată cu cine am lucrat noi? De pe lotul 1, cu X. Și dacă împart toată cantitatea la 19, înseamnă află numărul de hectare la lotului el 1. Adică sunt 31 de... De ce 31 de hectare? 32 de hectare de 1. Nu. Area primului lot este cu 31 de hectare mai mult decât celui de-al. 32. 32 de hectare mai mult decât celui de-al doilea lot. Trebuie să găsesc alte soluții să facă înțeles că văd că avem dificultăți. Dar din toate hectarele sunt 26, domn profesor. Păi, așa. Atunci, puteam să mă gândesc, să notez, cu X suprafața, poate aici am mers înapoi mecanismul ăsta de împărțire. Hai să notăm așa, cu X suprafața lotului 1. Și cu Y, suprafața lotului 2. Adică cât, cât de mare este? Cât de mare este? Aria suprafeței. Ce înseamnă? Aria suprafeței.
are să plătesc dacă o fi o dreptui. Adică mă ținut, cine aș curățenia asta? Da. Asta ți fiindcă am folosit X și Y aici. Și când v-a dus în 19, ei nu mai știu. Aici am văzut eu. Da, dar de toate sunt 26 hectare. Atunci să zic așa, notăm cu... Lasă el 1, are și să ție 1 și el 2. Să zic așa, bine. Deci, hai să zicem așa, notăm în, din nou, le luăm raționamentul, pentru că am... Da. Da, da. Prin împărțirea la 19, da, nu urmă. Da, i-am zbărat în ceață, nu înțeleg. Asta, asta e cel mai greu, da, lucru de fapt. Exact. Să atunci... La voi, la... o pierdut, nu reușea la mintea lor. Noi știm că locul 1 cu zotul 2, în momentul, 26 hectare. Da. Deci vreau să zicem așa. El 1... Plus. Nu. Dar aș vrea să se înțeleagă că e vorba de aria lui el 1. Hai să zic așa. Aria de la aria, a lui el 1. Aria locului el 1. Și îndemnul scurt, spuneți aria, aria, lotului el 1, aria, lotului el 1. Adică trebuie să înțelegi că are 17 hectare, 29 de hectare. Eu prin la el 1, aria lui el 1, înțelegi cât de mare este și o măsori. Fiind o suprafață cu unități de măsură... 32 de hectare. Cât? Aria la 26, David. Atunci, L1 avea 32 de hectare. Nu, L1, aria la L1. Aria la L1 avea 32 de hectare. Deci 32, 32 plus. Cum 32 plus decât el 2? Că avea 6. Nu știu cât am. Nu știu cât calculăm. Dar împreună au 26. Păi de mai, hai să spun așa, lotul el 1 este acesta. Da. Lotul al doilea e mai mic. Cu cât? Cu 32 de hectare. Tocmai am aflat doi, mai mic cu 32 de hectare. Altfel, dacă vreți, aș nota cu el pe cel mai mic cu el, el 2. Da. Și el unor avea în plus, că zice, cu atât mai mult. Și noi am împărțit cantitatea totală la cât se obține la hectar. Da, 32 de hectare. Deci este 32 de hectare plus. Da. 32 hectare. Dar total. Da, am pus el 2, el 1 acolo. El 1. Și acum el 1 plus el 2, 26. El 1 plus el 2, el 1 plus el 2. 26. 206. Câte-am 32? Exact, cum ar zice... Surplusul. Surplusul. Și ce facem? Deci vine 206 minus 32. Dar să spunem de unde s-au obținut 32. Am împărțit... 6 hectare. Dar cât se obține la un hectar la 19 tone? Și ne-a dat 32 hectare. 608 tone. 608 tone, da. Da. Cât se obține la un singur hectare? La un hectare, 32 de hectare. Și acum scădem plus 32 și obținem aici cât? 68. 170. Hai. 174. 174. 174. Sigur că da. Și 174, ăsta ce se fac acum? 42. Sigur că da. Mai ce șerțe mai. Deci 174. Deci 87. Adică el 97 plus 32 și el 287. Deci. Și el 1.
numărul 1 este așa mai complicat acolo. Sigur că da. N-ar găsi soluția cea mai bună de exprimare și atunci intrați într-un... Da, blochezul mental 87 plus 32 hectare. Da. Plus 32 de hectare. Și face cât? Nu-i 100 la imunajință. Face pe cea 119 hectare. Și locul 2? 87. Domnul, și am făcut la fel, mai am făcut în cei de care mă încă prezentă în 19 cetății. Sigur, dar tot așa, raționamentul a fost un pic mai greu. Mai greu, nu mai așa. E ca un... I-a spus supra 19 și gata, i-a zbăgat în cea. Nici cum mai dăbăiau. S-a părțit, s-a părțit la 19. S-a părțit la 19. Bun. 16 la banii 122. Asta era problema. Da, asta era problema. Da, păi asta este cel mai mare. De ce nu ne arătați să se imediat? Așa, cum e bine. Păi tocmai, pe momentul m-am prins nici eu, ți-i trebuie să facem. Ce n-am spus? Eu am mers înapoi de acolo, încercam, notam și eu în... Da, și nici eu am segmentat, pentru că ne-am transformat acolo 32 de hectare, am înțeles exact cum se pune. Așa, sigur. Mi-a spus de la segmentele. Noi am făcut partea aceea grea. Exact. Da, și de ce am văzut cu 32 și exact. Am da. Bun. Bun. Și ai înțeles, la 122. O fermă a vândut 18,81 tone de mere. Astfel. Deci, în total, 18,81 tone de mere. Astfel, o treime din întreaga cantitate cu 6.000 de lei kilogram. O treime cu 6.000 de lei kilogram. O treime din 18,81. Da, o treime din întreaga cantitate cu 6.000 de lei kilogram. 6.000 de lei kilogram. 1.000 de lei kilogram. Oamenii aceștia nu știu și eu rest. Dar nu, de ce la cantitate și de cum mai mult cum e dus? 8.000 lei kilogram. Da, vrei. Ce sumă s-a încasat? Mulțumesc. Mm. E aceeași cantitate pentru 2.500 lei. Dar le-a dat sumere, îți dau un semn, mere, îți dau un semn. Da, acolo nici pe ele de ori nu fac asta. Dar sunt la calitate cu 7.500, e mai mare, mai frumoasă. Exact. Deci, dacă am încercat că tot de nicolo v-am prins segmente, aș zice așa, asta este întreaga cantitate. O parte trei și o bucată. Așa. Deci, luăm o treime din ea. Da? Aici și mai o idee. O treime vorbinde cu un preț. 6.000. Așa. Apoi. O altă treime cu alt preț. O altă treime tot din cantitate. Da. Cu alt preț. Cu alt preț. Și restul cu alt preț. Și restul are cât o fi restul. Cât? Unu, trei pe jumă? Da. Trei pe trei toată. Eu zic că eu nu... Unul tot unul pe trei. Tot unul pe trei. Că are față. Păi atenție multe, m-aș fi figurat. Deci o treime cu atât. O treime, încă o treime din toată. Partea din următoarea treime. Cu atât. Iar restul? Cu atât. Cu atât. Tot o treime. În final, înseamnă că se văd părți care sunt egale. Domnul profesor, acum o să ne ducem să cumpărăm un kilogram de mere, un kilogram. Poate la ce credeam, da. Unul pe trei din acel, cu 8 de lei. Deci, ce se face? Persoana aceasta este un
echipajul ăsta. Băi, lasă-mă să vă înțeleg. Hai să vedem mai și copii. Stai 3 de luni. Cum facem să știm cât reprezintă trăimă? Facem 600 pe lângă. 600 de 6.000 pe lângă 6.000. Dar fiecare trăime aia nu te reprezint. Uitați, aveți mai întâlnă cu 600, 750. 18,81. Ce faci? Și fiecare segment din ala domnul profesor e 6,27 tone. 6,27 tone. 6,27 tone. 6,27 tone. Tone. Da, așa. Eu știu acum că pe kilogramele lucrez. Exact. Și-am printat chestii și trebuie. 6,27 tone. Egal? Câte kilograme? Câte kilograme? 6,27 tone, câte kilograme? Păi... 6,270. 6,270, corect? Așa este, da. 6,270 kg. Și acum ca să vedem ce sumă s-a obținut în total. 6,270 kg. Suma totală va fi egal cu 6,270 kg. Că dacă le amănuțesc pe toate cu 6,270 kg, da, același... Da, 6,000 cu 7,000 plus 1,000. 6,000 plus 7,500 și plus 8,000 și face în final... 25,500 acolo, 25,500, dar puțin 25,500. Dar nu am făcut eu. A, e bine, a făcut 0 ori, nu-i prea. Hai, nu ce să-i care? Hai, face să-i care. 7,0 ori... 21,500 ori, păi face și acum mântirea mea. 500. 21,500. Și vezi cât ne dă. Și egal cu 1, 3, 4. 2, 3. Dar nu mai fac tu. 805. Nu mai fac tu! Hai! Dar asta nu vrea. Nu-i basta! Hai să facem o țirare, vedeți, duce timpul. Exact. Și stăm degeaba acolo. Nu e atât important. 134, 805.000. 134. 805.000. 805. Da. 805. Da, 805. 0,008. Ce sunt? Astea ce sunt? Barbie. Lei aceea. Vă dați seama, domnul, că ăsta este mic. Și ca să revenim la lei actual. 4 de ori trebuie să... Da, deci... 4 s-au tăiat la lei actual. Atunci, așa s-o tăiat. Nu 3, 0, 4 s-au tăiat. Adică eu egal 75 grame, cutia plină cântărește 2,4 kg, una cutie
Zăriul la parochia. Da, e albină. Iar cutia goală, 150 de grame. Asta e ușor. Deci, câte pachete de cutia goală, profesor? Da, 150 de grame. 150 grame. Deci, câte pachete de biscuiți se află în această cutie? Și încă un pachet de biscuiți când merge 75 de grame, cutia plină 2,4 kg, iar cutia goală 150 de grame. Dar nu am cutia plină, cutia goală. Eu nu știu. Eu cred că mai bine mai Domnul profesor, am o întrebare, dacă ne spune că cantitatea cutiei pline este 2,4. Da, adăugăm cutia goală. Adăugăm sau dar nu mai știu unde să ne amuzit între toate. Trebuie să facem un gram. Trebuie să facem un gram. Trei și a venit 2400. Grame, da. Deci făgeam 2400. Da, 300. Așa? 2400 grame. Acum facem 2400-150 ca să vedem cât e interesant. Deci, 240 kg pătrate? Cum pătrate? 2400 de grame pătrate. Dar nu se poate pătrate așa. Nu pot. Spune, la suprafață, ai ceva metri pătrați, ceva metri pătrați. Deci, două dimensiuni din cauza asta. Dar aici am avut aseară o întrebare care a tot fac un minte la ea. Care e legătura între decimetru cub și decimetru? Da. Da? Unul este cub și unul este decimetru. Deci, nicio legătură, așa și aici. Deci nu se pune problema de grame la pătrat. A dat 2400 de grame. Deci nu există așa ceva. Așadar, ce spuneam? 2400 de grame de 2400 scădere pe 150 grame. 2250. Fac 2250 grame. Și acum pachetul de biscuiți are. Și un sigur pachet are. 475. Deci 2250 grame împărțim la 75. Ok. Și facem? 30. 30 pachete. I-ai zis. No. Ba, da. I-ai zis. Dar nici nu vă vine. Este real. 30. Este bine? Nu cred. Trebuie să zic. Este pentru 30 pachete. Bun, ne oprim aici. Bine, comisie.